seara, sunt Alexandra Ghețea și vă prezint știrile Eforie TV. Se anunță un nou val de scumpiri. Motorina, cafeaua și țigările se vor scumpi cu 5% de la 1 ianuarie 2013. Șocul se va resimți în buzunarele românilor, cu atât mai mult cu cât accizele la energia electrică vor fi mai mari decât în 2012. Consumatorii de cafea și de tutun vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani dacă nu vor să renunțe la aceste vicii. Anul viitor se anunță noi creșteri de accize atât la carburanți cât și la țigarete, majorări ce se vor resimți din plin în buzunarul românilor. Conform normelor stabilite de autorități, taxele pentru motorină vor crește la 1 ianuarie 2013 de la 374 la 391 euro pe tonă. O nouă majorare a prețurilor carburanților va genera un amplu val de scumpiri la toate produsele și serviciile. În privința benzinei, un studiu efectuat pentru 55 de țări relevă că România se numără printre statele cu cel mai ridicat cost din lume la carburanți. Țara noastră se situează pe locul 7 în ceea ce privește ponderea costului benzinei în venitul mediu zilnic. Ați auzit că se scumpește benzina de la anul cu 5%? Nu am auzit-o, dar la noi tot ce e posibil. Cum veți face față? Cum o să facă toată lumea, o să facem și noi. Ce să facem altceva? Nu vedeți că în fiecare zi, când un ban, când doi bani, când trei bani, mereu. Asta e problema. Întotdeauna se scumpește și o să fie foarte greu. Asta e situația, nu avem ce să facem. Cum veți face față acestei scumpiri? Nu știu, s-ar putea până la urmă, mai ales că nu este nici mașina mea, e la chirie și dacă nu merge și nu mai merge deloc, ne putem lăsa de ei. În cazul tutunului, creșterile de preț vor continua să crească și în următorii ani. Cea mai apropiată majorare de accize la țigarete va fi aplicată în luna iulie 2013, de la peste 76 la aproape 80 de euro la 1000 de țigarete. Ce părere ai? O părere foarte proastă despre treaba asta, că nu e ok, că o să scumpească toate și mâncarea și restul lucrurilor în general. Te vei descurca? Da, păi nu avem de ales pentru că o să trebuie să se renunțăm la altele, ca să ne cumpărăm viciile, cafea, tutunul, țigările, alcoolul. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, prețul la tutun a crescut anul trecut cu 6,5%. Potrivit codului fiscal, calcularea accizelor se face în funcție de cotația euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an. Așadar, de anul viitor, rata taxelor va fi cu peste 5% mai mare față de cea utilizată în 2012. Situația era oarecum previzibilă, având în vedere faptul că leul este singura monedă din Uniunea Europeană care a scăzut în raport cu euro. Taxele și impozitele locale se vor mări și ele cu 16%. De la 1 ianuarie 2013, guvernul va crește impozitele pe clădiri și terenuri, dar și amenzile. Asta va genera o creștere a bugetelor locale cu peste 500 de milioane de lei. Oficialii au anunțat că vor modifica impozitul pe proprietăți. Mai exact, acesta va varia în funcție de destinația proprietății și nu în funcție de contribuabil. În prezent, impozitul se calculează în funcție de statutul proprietarului. Dacă posesorul clădirii este persoană fizică, impozitul este de 0,1% și este aplicat în funcție de tipul construcției, dar și în funcție de amplasare, vechime și numărul de imobile deținute de proprietar. În schimb, dacă proprietarul clădirii este persoană juridică, taxele sunt între 0,25% și 1,8% din valoarea imobilului. Un calcul simplu ne arată că o persoană fizică va plăti pentru aceeași clădire situată în centrul orașului de cel puțin 10 ori mai puțin impozit decât persoana juridică. Această modificare creează probleme inclusiv autorităților locale, pentru că și veniturile din impozit depind de fluctuațiile pieței sau de iscusința proprietarului în a reduce valoarea clădirii. Trenurile întârzie, iar viețile călătorilor sunt puse în pericol. Și asta din cauza furturilor de la instalația de cale ferată. Hoții sustrag diverse componente pentru ca mai apoi să le vândă la fier vechi. Nu de puține ori, turiștii care ajung în gara Constanța se plâng de faptul că trenurile cu care au călătorit au întârzieri. Potrivit reprezentanților CFR, o problemă majoră care cauzează aceste rupturi în circulație este furtul componentelor de pe calea ferată. Nu reușim să facem acele 2 ore jumătate până la București, respectiv retur, din cauza acestor furturi de care vorbeam. E vorba de furturi relee, bobine de joante, deci furturi de la instalațiile de cale ferată, unde nu atâta valoarea este cea importantă, ci faptul că pune în pericol siguranța circulației. E și motivul pentru care noi trebuie să oprim trenul,
se dă un ordin de circulație, asta înseamnă minute întârziere. Se pare că, în realitate, furturile sunt strâns legate de hoții de fier vechi. S-a ajuns să se acționeze și asupra unor piese din instalații care doar stricându-le opresc trenul, oprind trenul, fură din tren. Deci nouă tot ne produce un prejudiciu, chiar dacă el fură din tren. Deci astea sunt cazurile când nu ajung la centrele de colectare, dar sunt și cazuri când, v-am spus, fură alte piese care ajung la centrele de colectare. În astfel de cazuri, potrivit reprezentanților CFR, există un întreg plan de acțiune desfășurat în colaborare cu polițiștii constanțeni. Anumiți salariați care au primit și dreptul de a verifica acele centre de colectare, să poată să meargă și să... E adevărat că și cei de la centrele de colectare nu întotdeauna sunt de partea noastră. Astfel de incidente au loc pe sute de kilometri de cale ferată, mai ales pe cele principale, precum ruta București-Constanța. În realitate însă problema este mult mai gravă și asta pentru că inconștiența hoților pune în pericol siguranța călătorilor. Se fac angajări în sănătate. Reprezentanții Spitalului Județean Constanța au angajat deja câteva asistente pentru centrul multifuncțional din Băneasa și urmează să organizeze concurs și pentru medici. În plus, s-au primit și listele cu posturile libere de la începutul anului viitor. Se dă startul la angajări. În urma concursului organizat săptămâna trecută, 5 asistente au fost deja angajate pentru centrul multifuncțional din Băneasa. Mai mult de miercuri a început deja instruirea acestora în cadrul unității de primire urgențe din Spitalul Județean. Acest curs va dura o săptămână, vor face pe rând și la sfârșitul acestui curs vor avea abilitățile necesare acordării primului ajutor în caz de stop cardiac, infarct și așa mai departe. Și în perioada următoare vom și dota din ceea ce avem în spital, cabinetul de acolo, cu cele necesare. Pentru perioada imediat următoare se plănuiește angajarea unui medic pediatru, a unui internist și a unui specialist în obstetrică ginecologie. În plus, 35 de posturi vor fi eliberate de la 1 ianuarie în Spitalul Județean. Așadar, la începutul lunii viitoare se va organiza un concurs pentru selectarea personalului. Se vor angaja medici, asistente și infirmiere. În continuare, există deficit de personal la nivelul anumitor secții, printre care neonatologie și ATI. Haideți să vedem ce puteți urmări în continuare. Studenții străini caută locuințe de închiriat în Constanța. Numărul lor a crescut înainte de începerea anului universitar. Procedeele de depistare ale criminaliștilor din dosarele X sau CSI vor deveni uzuale și în țara noastră. Cum va fi posibil acest lucru, aflați imediat în jurnal. Paza bună trece primejdia rea. Pentru a preveni apariția toxinfecțiilor alimentare, inspectorii sanitari veterinari au luat la verificat toate unitățile de învățământ din județ. Mai mult, nici comercianții nu scapă de controle. Conducerea DSVSA Constanța a dispus controle pentru siguranța alimentelor în toate creșele, grădinițele și căminele din județ. Facem controle în toate unitățile școlare, atât în modul de depozitare al programului LapteCor, cât și unitățile care sunt de alimentație publică. Potrivit reprezentanților DSVSA, până la sfârșitul lunii octombrie se vor organiza o serie de controle oficiale și în hipermarketuri. În plus de o săptămână, inspectorii efectuează verificări și în ceea ce privește vânzarea produselor de origine animală din carmangerii și măcelării. Care corespund vor funcționa în continuare, care nu corespund, li se va interzice funcționarea sau după remedierea deficiențelor se vor funcționa în continuare. În cazul în care inspectorii sanitari veterinari constată nereguli, se vor dispune măsuri în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Sancțiunile încep de la 600 de lei pentru persoanele fizice și ajung până la 50.000 de lei pentru societățile comerciale, totul în funcție de gravitatea abaterilor depistate. Roșii, castraveți, murături, struguri, tot ce îți poftește inima poți găsi la jumătate de preț la cei care își vând marfa chiar în fața porții. Producătorii mizează pe faptul că legumele și fructele pe care le vând sunt proaspete, crescute cu îngrășământ natural și costă mult mai puțin decât la hipermarketuri. Toate satele din apropierea Constanței sunt împânzite de tarabe improvizate la marginea șoselei. Pentru că nu prind un loc în piață, producătorii agricole au găsit modalitatea cea mai la îndemână, dar și cea mai ieftină de a-și vinde marfa, și anume în fața porții. Un kilogram, da? Da.
Nea Aurel este unul dintre cei care și-a dezvoltat în propria curte o afacere de zile mari. Ca să-și vândă legumele și fructele la care a trudit din greu, și-a improvizat o tarabă în toată regula, chiar în fața porții. Acesta ne-a mărturisit că nu este nevoit să plătească nici chirie și nici transport și astfel își permite să lase produsele chiar și la jumătate de preț. Este mai avantajos pentru dumneavoastră să vă vindeți produsele astfel? Da, este mai avantajos în primul rând pentru că nu avem ce face în alte situații, nu avem piață de desfacere. Sunt oameni care se opresc să cumpere? Da, sunt oameni care se opresc să cumpere. Sunt pentru că sunt produse naturale, văd grădina, văd solarele și în avantaj. Avantajul nostru, da. În mai toate satele de pe lângă Constanța, comerțul cu legume și fructe de pe marginea șoselei e întoi. Orășenii și-au format de altfel un obicei din a-și face drum prin satele din apropiere pentru a se aproviziona. Sunt mai naturale decât pe piețe, importate. O fi mai ieftine la... Aici omul vinde cu cât... Comercianții ad hoc, prin modalitatea lor ingenioasă de a face comerț, le fac concurență serioasă marilor magazine. Producătorii agricole se laudă că au de toate, iar vânzarea merge ca pe roate. Pentru cei mai mulți tineri, studiul departe de casă înseamnă căutarea unei noi locuințe. Mulți dintre cei care optează pentru închirierea unui apartament în Constanța sunt studenții străini. Cea mai mare căutare o au locuințele mici din apropierea universităților. Odată cu începerea anului universitar, studenții aflați la studii în Constanța își caută, în funcție de buget, o locuință la preț convenabil. Este și cazul unor studenți de origine nigeriană care au venit la Constanța pentru a studia medicina. Why you choose to stay here? Why you choose Constanța? Yeah. Well, we think that Constanța is a very beautiful city and it's close to the sea. The people are a bit friendly and the rent when compared to other places, it's not so expensive. And besides, we're students here. How much do you pay for rent? For rent? Well, I've lived in quite a number of apartments. And the range is between 200 euros and 400 euros, depending on the apartment, the kind of apartment, how big, how beautiful. And the location. And the location as well. Un alt student străin care s-a acomodat foarte bine la Constanța este Ismail. Și el a venit tocmai din Maroc pentru a studia medicina, iar un avantaj pentru el a fost faptul că vorbește limba română. Cât plătești chiria pe lună? În jur de 200-250 de euro pe lună. Ce aspecte ai luat în calcul? În calcul dacă ai confort și tot aproape, mai costă mai mult. Și dacă ai departe puțin, mai ieftin. Ai ales să fii mai aproape de universitate sau ce? Acum mai trebuie să aproape de spital. Cum ți se par chiriile în general pentru student? Chiriile pentru student? Mai mult, costă mult. Pentru student e puțin mai mult pe... Pentru un student, dacă vorbim. De cele mai multe ori, studenții care caută să stea în chirie se uită după apartamente la un preț cât mai mic. Uneori stau și câte 2 sau 3 pentru a-și împărți cheltuielile. Potrivit reprezentanților din domeniul imobiliar, în ultima perioadă se caută apartamentele mici, pentru ca și facturile la întreținere să fie pe măsură. În plus, studenții caută apartamente situate în apropierea universităților, pentru ca distanța pe care o parcurg zilnic să fie mai mică. Cei mai buni clienți, să zicem așa, pentru proprietari, sunt studenții care vin din străinătate. Foarte mulți vin din Anglia și majoritatea acestor englezi sunt de fapt din fostul Commonwealth, adică din India, Pakistan, Africa de Sud și alte țări. Studenții străini aleg să studieze în România pentru că prețurile sunt mult mai mici decât în alte țări, iar taxele de școlarizare sunt acceptabile. La ce preț variază chiria? De la 160 de euro, două camere confort redus, dar apropiate de universitate. Deci între 160-200, chiar 220, apartamente confort mic. De la 252 camere, confort 1 semi-decomandate și chiar 302 camere, confort 1 decomandate. Apartamentele cu 3 camere se caută mai puțin. Chiar dacă unii studenți apelează la o agenție imobiliară, proprietarii de apartamente știu cum să-i atragă și se afișează cu cheile chiar în poarta universităților.
Procedeele de depistare ale criminalilor din dosarele X sau CSI vor deveni uzuale și în țara noastră. Criminaliști, profiler, agenți instruiți să pătrundă în mintea celui mai tenace infractor. Toate aceste specializări despre care auzim mai ales în filmele polițiste vor face parte din programul uneia dintre cele mai performante școli de pregătire criminalistică, ce se va deschide anul viitor în capitală. Cei pasionați de deslușirea minților criminale vor putea să urmeze în premieră în România cursurile unei școli de criminalistică. Inițiatorul proiectului este reputatul criminalist Liviu Chesnoiu. Vreau să fac punct de lucru în București, vreau să fac mini-școală poligraf în București, să nu se mai întâmple greșeli în sistemul ăsta poligraf. Eu fiind capricorn, sunt foarte meticulos și mergând după metoda americană. Dacă noi improvizăm, dacă noi facem teste aiurea, pe eu am un test american, de o universitate americană. Eu nu pot să întreb ce vreau eu, pentru că asta se pronunță automat. Expertul criminalist Liviu Chesnoiu este dispus să le dezvăluie pasionaților tainele meseriei de profiler. Centrul pe care îl va deschide anul viitor va beneficia de cele mai performante aparaturi poligraf, iar viitorii agenți vor învăța cele mai avansate tehnici în depistarea infractorilor, inspirate din programul american de instruire al agenților speciali. Este o meserie grea, dar ca în orice meserie, 20% sunt experți, ceilalți n-au nicio treabă poate cu meseria asta. Improvizează. Mai multe informații despre profesia de psiholog criminalist puteți afla din emisiunea Profesio, ce va fi difuzată luni 8 octombrie la ora 18:30 și în reluare marți de la ora 16. Urmează faza zilei. Einen riesen Satz gemacht und ist voll aus dem Fenster gesprungen. Und jetzt? Ja, unten, es rennt da weiter. Ist ihm nichts passiert. Wow! Știrile se încheie aici, rămâneți în continuare pe Eforie TV, urmează emisiunea În Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, scrieți-ne pe adresa de e-mail redacție@eforietv.ro sau pe pagina noastră de Facebook Eforie TV. O seară frumoasă vă doresc!